bun venit pentru toți cei care ne găsim astăzi în Biserica Emanuel pentru această slujbă de închinare. E o zi de sărbătoare, celebrăm învierea Domnului nostru Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui pentru mântuirea pe care El ne-a dăruit-o prin jertfirea sa pe cruce și pe care a pecetuit-o prin învierea sa dintre cei morți. Salutăm în mijlocul nostru o familie dragă nouă care după mai mulți ani revine în mijlocul nostru, familia Călinescu, fratele Florin, sora Corina. Ei s-au mutat împreună cu întreaga familie în Canada și după aproximativ 6 ani revin împreună. Au mai fost ei în împrejurări diferite, dar nu împreună. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Florin, salutăm și pe copiii dumneavoastră care deja s-au făcut feciori și fete. Dumnezeu să fie cu întreaga voastră casă. Din partea fratelui Florin Călinescu o să avem un cuvânt de salut și, sigur, o cântare. Fratele Florin îmi spunea că, și asta pentru aceia care l-ați cunoscut mai puțin, dânsul a slujit în Biserica Emanuel mulți ani, în slujba cântării și a predicării și în mod deosebit a cântării, și Domnul i-a pus pe inimă să adune grupul acela de acum 6 ani în urmă și împreună cu el să cânte o cântare, cinstea învierii Domnului Iisus. Ne bucurăm de această inițiativă și o salutăm. Bună dimineața și Hristos a înviat! Doamne, ce emoții, ce trăiri! Nu știu dacă aș putea să le iau pe toate. E o încărcătură foarte, foarte puternică în momentul ăsta. Revăd fețe de demult, fețe noi. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Noi suntem într-o scurtă vizită în România de 2 săptămâni și momentele sunt atât de intense aici, începând de la trafic până la organizarea itinerariului. Ieri am vizitat o familie dragă și dintr-o dată mi-am dat seama că trebuie să mă întâlnesc cu altcineva și timpul e atât de scurt. Dar ne bucurăm să fim acasă. Dumnezeu este bun și credincios și ce frumoasă este familia lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur de schimbarea aceasta incredibilă. Asta dovedește unitatea bisericii și mobilizarea voastră ca familia bisericii și viziunii îndrăznețe, frate Nelu. Domnul să vă binecuvinteze. M-am gândit în contextul acesta al sărbătorii pascale să vă aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu din epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, versetul 13. Cuvântul Domnului spune: El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Amin. Ce frumos și ce minunat este să fii fiul de Dumnezeu. Lumea aceasta este într-o continuă schimbare, este într-o continuă transformare. Boldul fricii și a morții, Hristos l-a biruit cu totul. Și noi avem această nădejde vie care nu înșeală, că într-o zi vom moșteni cu El, vom împărăți cu El. Șederea noastră aici este foarte scurtă, noi ne vom îndrepta spre casă joia viitoare, ne vom opri în Londra pentru 2 zile, motivul pentru care am venit aici este să rezolvăm niște chestiuni bancare și, bineînțeles, să ne revedem câteva rude și nu se putea altfel să nu vă revăd și pe voi, să nu ne oprim aici. Escala noastră este foarte scurtă aici. Scurt despre familia noastră, noi suntem bine prin Harul Domnului, suntem de 6 ani și 2 luni în Canada. Noi am plecat în 2018.
Am întâlnit acolo oameni deosebiți, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o biserică frumoasă. Este contextul cultural care e foarte greu de descris în cuvinte, dar Dumnezeu ne dă înțelepciune și pricepere și discernământ să știm ce să facem și cum să trecem prin viață. Lucrul acesta este minunat. Copiii noștri sunt foarte bine, uite, am pregătit acolo două poze. Andra, Nadia și cu Robert sunt copii buni, cu minți, mă bucur de ei și cred că ne urmăresc, sper să ne urmărească la ora aceasta. Despre Andra, ea continuă cu muzica, este la un colegiu creștin la două ore de noi. E un colegiu extraordinar unde sunt sute de studenți și ea continuă pe partea de muzică. Robert, fiul nostru, este la inginerie în anul 2, dacă nu greșesc, Corina, corectează-mă. Trece în anul 3. Oh, băiatul meu e mare! Și domnișoara Nadia, fiica noastră cea mai mică, este în clasa 11 la un liceu creștin, la Regina Christian School. Partea cea mai frumoasă este că noi când am ajuns în Canada și, vă rog, credeți-mă, Dumnezeu în pustie are oamenii Lui. În orice loc te duci în lumea aceasta, Dumnezeu este onorat prin oamenii Lui. Și una din preocupările noastre cele mai mari când am ajuns în Canada a fost unde ne înscriem copiii. Pentru că știți, s-a ajuns și aici în România această tendință a transgenderismului și aceste ideologii marxiste și să nu le mai pomenesc. Lucrurile acestea, clar, au un scop de a ținti familia și biserica, dar noi știm cine este capul trupului. Noi știm cine este Dumnezeul nostru și cine este în controlul vieților noastre și a familiilor noastre. Și printr-un har deosebit Dumnezeu ne-a deschis această perspectivă să ne înscriem copiii la o școală creștină. Bineînțeles, contextul e mult mai larg, dar slavă Domnului, toți suntem bine, sănătoși, avem servicii bune, copiii noștri sunt studenți și au și part-time job. Se descurcă bine, sunt mari, slavă Domnului. N-aș vrea să iau prea mult din timp, nici nu m-am uitat la ceas, frate Nelu, dar fă-mi un semn. E bine, vă spun, emoțiile și trăirile care le avem aici, în două săptămâni e foarte greu de digerat ce am vrut să luăm cu noi, dar slavă Domnului, mă bucur să vă revăd, mă bucur să vă văd față în față și dacă n-avem șansa să ne îmbrățișăm la final, vă iubesc și Domnul să vă binecuvinteze. Aceasta este familia noastră. Ieri am avut o reîntâlnire cu dragii mei, acum nu-i mai numesc copii, că acum sunt mari și căsătoriți și au familii și aș vrea să vă invit în față pe cei din grupul nostru Caris, care am slujit acum 6, de fapt am slujit generații, haide Maria, nu știu unde ești, Ioana, Claudiu, Doro, am avut o întâlnire frumoasă cu ei și am vrea să vă binecuvântăm cu o cântare, nu aș vrea să iau prea mult timpul, doar atâta vreau să vă spun, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea sărbători frumoase și rămâneți uniți în dragostea Lui. Amin? O să cântăm o cântare dragă mie și cred că este potrivită și cu sărbătoarea noastră pascală. Hai spunem cine a biruit moartea și știm cine a biruit moartea, Domnul Iisus la Calvar. Hai spunem cine a biruit moartea, cine a călcat peste ea. Tăria mea.
binecuvânteze. Să tratez un subiect pe care l-am pus sub titlul Invitațiile în înviere. Invitațiile în înviere.